Când strig un nenorocit, ce face Domnul? Îl ascult, slăvit să fie Domnul. Înseamnă că urechea Domnului ia aminte. Urechea Domnului ascultă, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne dea putere, iubiții Domnului, amin, ca fiecare dintre noi care ne-am adunat în seara aceasta, după masa aceasta, sau de dimineață care am început slujba și am plecat din altă biserică și iarăși ne-am întâlnit după masa aceasta, aș vrea ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toți. Slăvit să fie Domnul! Amin. Noi ca lucrători, ca oamenii lui Dumnezeu, niciodată nu avem pauză. Când vrem să ne odinim, când vrem să ne relaxăm, atunci poate mai ne spune cineva, mai ne cheamă în lucrarea lui Dumnezeu și noi spunem ca David, gata-mi este inima, Doamne, ca să te laud, slăvit să fie numele Domnului. Te întreb după masa aceasta, inima ta și inima mea este gata ca să lăudăm pe Domnul? Doamne, ajută-ne, slăvit să fie Domnul. E un cuvânt care spune o cântare pe care s-au unit niște copii, familia lui fratele nostru Core, și spune cuvinte pline de farme, îmi clocătesc în inimă și lucrarea mea de laudă este pentru cine? Pentru un împărat, slăvit să fie numele lui. Acest împărat nu era altcineva, poate în clipa aceea, era mulți împărați, poate era David, poate era Solomon, sau cine era în momentele acelea, dar cântăreții lui Dumnezeu, poeții lui Dumnezeu, aveau un mare împărat. Îl avea pe Dumnezeu. Lăuda să fie numele lui Iisus Hristos. Așa cum am auzit mărturisirea aceasta, prin fratele nostru, Boscheret, Dumnezeu să-l binecuvinteze, mi-aduc aminte că acum 20 și ceva de ani, n-aveam mașini, frații de la Mizin mergeam cu trenul, ajungeam foarte târziu acolo la Toflea și mi-aduc aminte că el stătea pe scaun, mi-aduc aminte, mă spune înaintea Domnului, acum 20 și ceva de ani, aveam un caiet, era o biserică mai micuță acolo în Toflea, nu era așa un număr cum e acum, e un număr deosebit de mare, și fratele nostru de acolo lăuda pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Mă bucur că iarăși îl văd pe fratele nostru, nu s-a lăsat de Dumnezeu, chiar dacă fratele nostru a pierdut casa, spunea mărturisirea lui, a avut momente grele, când fetița lui spunea că era foarte bolnavă, de ce cauză? Ne punem întrebarea, de ce oamenii lui Dumnezeu are probleme, are necazuri? De ce cauză? Cel care suferă aici pe pământ, nu o să mai sufere dincolo. Binecuvântat să fie Domnul! Lăudați să fie numele lui Iisus Hristos! Și citea fratele Beni despre Petru. Și îl întreba pe Petru direct, Petrule, tu mă iubești? Și Petru a zis, da, Doamne, te iubesc! Și l-a întrebat de trei ori. La un moment dat Petru, deodată s-a supărat, așa văd eu, că s-a supărat. Și a început, Doamne, tu toate le cunoști. Nu știi că te iubesc? Dar Domnul n-a vrut să-l mustră. N-a vrut să-l mustră pe Petru. Pentru că și altă dată a zis Petru, Doamne, sunt în stare până la moarte. Până la moarte să mă duc cu tine. Să mor pentru tine. Și a zis Domnul, știi Petru, cât te crezi cu de tare? Nu va cânta cocoșul de trei ori și te vede pădat de mine. Știa că Petru nu era așa de puternic. Te putea să lăuda. Era în stare totdeauna să meargă el în față. Întotdeauna mergea cu Domnul. Era bun Domnul la minuni. Era bun Domnul la minuni. Așa se întâmplă și la noi de multe ori. Că Dumnezeu așa de minunat, când îl chemăm în viața noastră, când îl chemăm în familia noastră, e Dumnezeu cu noi. N-a avut bani ca să plătească acolo la intrare în templu. N-a avut. Și spune lui Petru, ia udița, mergi repede, aruncă udița și-i prins repede un pește. Și-a iat din cura la pește, la acela, despică-l în două și scoate un bar și plătește, să-i trăim la templu, să nu fim opricine de pe tine. Era bun Domnul atunci. Dar legat de stâmp, m-am gândit așa,
i-a zis o femeie, nu ești tu Petru, nu ești doar în loc, nu ești din copiii lui Dumnezeu. Ce a zis Petru? Nu-l cunosc. Nu-l cunosc. Și omul lui Dumnezeu, Pavel, spunea felul următor în Filipeni, capitolul 3 cu 15. Și să-l cunosc pe el. Să-l cunosc pe el. Dar legat de stâmp, nu mai îl cunosc. Dar Petru a zis, Doamne, Tu știi toate. Că Te iubesc. Tu cunoști totul. Cum spunea salmistul David, Doamne, Tu mă cunoști de aproape. Tu știi când stau jos. Tu știi, Doamne, când mă scol. Tu cunoști totul. Tu cunoști totul. Și Domnul a început să vestească moartea lui Petru. Spune ca titlu acolo. Când erai tânăr, Petru, mă te ziceai singur și mergeai, nu așa? Când ești tânăr, parcă ai viață, ai putere în tine. Nu aștepți să te îmbrace cineva. Eu am văzut oameni care, când îmbătrânește, nu mai are putere, merge încet, merge cu coșanți. Ei depinde de altcineva ca să-i ajute. Și Petru le știe ceva? Tu ai nevoie de ajutorul meu, poate cuvinte. Tu ai nevoie de mine. Bine amintea fratele nostru despre Pavel în a doua Timotei 4:6, care spunea, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergare. Mi-am isprăvit alergare. Știi ce mai spune un cuvânt? Că în dragoste nu există frică. Cu alte cuvinte, Petru spunea că n-are frică, n-are teamă. Fraților, iubita biserică, iubita adunare, ca să mergi înainte cu Dumnezeu, ca să ai putere, trebuie să ai pe Domnul de partea ta. La momentele când cazi în probleme grele, să pierzi pe cine altcuva din familia ta. Sau casa, să nu mai ai. Am văzut oameni care s-au lepădat de Dumnezeu la o încercare, la o problemă. S-au lăsat de Domnul. Dar la minutul spune, într-o cântare, trăia Domnul sau toți e cu Domnul, la minuni, dar la probleme, nu mai e nimeni cu Domnul. Legat de stâlp, a zis Petru, nu-l cunosc! De ce Petru, așa legat de stâlp, nu mai îl cunoști? Când e închisoare, Domnul, nu mai îl cunoști? Când are nevoie Domnul de bani de mâncare, nu mai îl cunoști așa sărac pe Domnul? Domnul cunosc. Măi omule, i-a zis o femeie, nu vezi că și îmbrăcămintea, și portul, și vorbirea ta de dai de gol, că ești copil al lui Dumnezeu, nu-l cunosc. De aceea ce pe Domnul spune și întreabă direct pe Petru, Petrule, mă iubești? Iubirea de Dumnezeu contează. David compune o cântare și spune în Psalmul 18, Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Stânca mea și zbăvitorul meu, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu, fraților, să ne dea putere să iubim pe Dumnezeul nostru din toată inima noastră. Amin. În vreme ca aceasta să stăm în apropiere de Dumnezeu. Petru a înțeles imediat vocea Domnului, spune puțin mai spate din Ioan, capitolul 21, la Marea Tiberiadă. Copii, aveți ceva de mâncare! Și când Petru a auzit că este Domnul, a început să strige de mare bucurie. Este Domnul! Și ce a făcut Petru, fraților? Imediat și-a pus haina pe el, s-a îmbrăcat și s-a aruncat în apă. Și a mers la Domnul. Mărit să fie numele lui Iisus Hristos. E vremea în care biserica lui Dumnezeu, fraților, să alergăm la Dumnezeu. Mi-am isprăvit alergarea! Dar la capă, spunea Pavel, mă așteaptă cununa neprihănirii. În vreme ca aceasta Dumnezeu să ne dea putere. Să mergem înainte cu Dumnezeu. Avem probleme, avem necazuri. Dar să facă Domnul, să avem pe Dumnezeu de partea noastră. Vine în seară, aflăm la seara de tinere, cum o denumim noi, câțiva tineri, împreună cu păstorul bisericii, câțiva frați. Dar vă spun înaintea lui Dumnezeu, când s-a terminat serviciul divin, vine în seară, știi cum am plecat din biserică? Cu lacrimi în ochi. Cu lacrimi în ochi. Și am zis, Doamne, Tu ești mare și la tine, te cobor și vorbești.
și la tine, Doamne, te cobor și mângâi, slăvit să fie omul. Paște mielușei mei, i-a zis lui Petru, sunt oameni începători, sunt oameni mielușei care are nevoie de un păstor. Oile lui Dumnezeu are nevoie de un păstor, are nevoie de mângâiere. Oile mele ascultă glasul meu. Eu nu dau viață, spune Ioan, și ele vin după mine, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, după masa aceasta, fiecare dintre noi avem nevoie de mâna lui Dumnezeu. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Când am ieșit afară, un frate după mine, repede, care este aici în biserică, m-a întrebat, Renuse, când mai vine data de 21? Și el m-a întrebat, de ce, frate? Abia aștept să mă botez! Cu alte cuvinte, l-am văzut așa un mielușel și e drag, abia așteaptă să intre în apă botezului. Și aici avem tine, avem frați, care Dumnezeu vrea să lucreze cu ei. Binecuvântat să fie numele lui Iisus Hristos. Amin. Poate de multe ori am fost judecat, ce mai înseamnă seara de tineret? La o seară de tineret, poate e momentul să vi-l spun. La o seară de tineret, când ne-am strâns, într-o clădire mai mică alături de casa aceasta de rugăciuni, vă știți că patru tineri, a fost botezați cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Și binecuvântat să fie puterea lui Dumnezeu. Spune fratele Beni la jumatea programului, am văzut aici, în timpul rugăciunii, un foc al lui Dumnezeu, cum se cobora peste tinerii aceștia. Și aici, Doamne, înseamnă că e puterea ta. Înseamnă, Doamne, că ești prezent aici. Eu nu mi-am dat seama. Dar peste o oră jumate, când am observat tinerii aceia cum stăteau în genunchi, eram tirpitat, eram vibrat de puterea lui Dumnezeu. Mielușia aceea se coborâse păstorul peste ei și a botezat cu Duhul Sfânt. Mări să fie numele lui Iisus Hristos. Amin. Și lăudat să fie puterea lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, fraților. Să stăm la îndemâna lui Dumnezeu. Petru era un om îndrăzneț. Petru era acela care mergea întotdeauna după Domnul. Să facă Domnul în vreme ca aceasta. Ca și noi întotdeauna să mergem după Domnul. Să ascultăm de porunca lui Dumnezeu. Să stăm, Doamne, să spunem, am nevoie de Tine, Doamne, fără Tine nu pot să fac nimica. Și bine mărturisea fratele nostru, nu când avem ce să predicăm. Și bine a zis mărturisirea aceasta, în care mi-a dat lacrimile, a fost cercetat de puterea lui Dumnezeu. Și mi-am adus aminte, tu spuneai în minunea, că Dumnezeu m-a lucrat în familia lui. Mi-am adus aminte, cum un copil de-al meu, de 4 anișori, în care Dumnezeu mi-a dat 9 copii. Mi-aduc aminte plăsând sugeratorii. Nu mai mergea mașină. Am pus cheia iar și am scos din contact. Nu mai funcționa motorul. Și la un moment dat am zis la soția mea, rămâneți voi copii aici, nu coborâți nimeni. Să împing eu de mașină. Să scot aici din sensul geratorului, că oamenii mă clasuma, vine poliția și face probleme. Și la un moment dat am coborât singur. Am împins, n-am avut puterea aceea. Îți dai seama, copiii, mașină, soția când au observat că sunt bolnav, a coborât pe partea dreaptă. Să împingă de mașină. Și m-a ajutat câțiva pași. Pe partea stângă aveam copilul de 4 anișori. Și a observat că noi împingem și nu avem putere. Și a deschis ușa fără să văd. Eram cu volanul în mână și împingeam soția pe partea dreaptă. Și a coborât și el. Când a coborât, roata din spate i-a prins piciorul. Și apoi eu împingând cu soția mea, deodată aud o bușitură în spatele meu și că mașinile mă clasonează. Fără să dau seama, când i-am prins piciorul din spate, am trecut pe stomacul lui cu roata din spate. Și oamenii au început să clasoneze. Și am zis, Doamne, ce mi s-a întâmplat? Chiar așa se gândui. Prin mâinile mele n-am fost atent, Doamne, și să moare copilul aici. Am lăsat mașina acolo, a venit alți oameni, i-a scos mașina, am luat copilul în brațe, repede am oprit un om cu mașina, m-am mâncat la el în mașină și am fugit la spital cu el. Când am fugit acolo, e vorba în România, imediat
N-am ajuns bine, deja trei mașini de poliție erau în spatele meu și m-a întrebat, calmează-te, lasă copilul jos și am zis, nu l-au jos. Vreau să văd dacă trăiește copilul. L-am luat în brațe și am zis, părinte să fie. Repede mă duce, mi-aduc aminte cu liftul la etajul 2 și îl pun pe o masă. Și am zis, Doamne, te rog frumos să mi-l dai înapoi. Să nu îngădui să moare Isahar. Nu mi-am dat seama, n-am fost la perdonă. Poliția m-a lăsat să mă rog. Când a dus aparatul acela să-l pună peste el, mi-a adus aminte că fratele spunea de apă. Copilul meu se ridică și spune, tate, dă-mi niște apă. Până m-am dus la ghiuvete să iau un pahar cu apă, copilul repede stă de jos și fuge după mine. Atunci am realizat că copilul nu are nicio fractură. Atunci am realizat că cineva sus mă iubește. Glorie Domnului! Mărit să fie numele Lui! Aleluia! Atunci mi-am dat seama că în momentele acelea am zis, Doamne, sunt părăsit! Fac o scurtă rugăciune să se facă voia ta, Doamne! Amin! Uitați-vă de tot! Mă simțeam cel mai slab, cel mai părăsit. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat în momentul acelui. Iubită biserică, iubită adunare, aveți un tată bătrân aici, cu o barbă albă, cu niște mâini găurite și El spune că te iubește. Slăviți să fie numele Lui! Slăviți să fie numele Lui! Și mi-aduc aminte că poliția mi-a zis, ai făcut o farsă, până cine a sunat? Să venim repede. Și doctorul spune, nimic, nicio fază. Uită-te, avem un tricou alb, copilul pe el, și a rămas ambreta de la roată, pe tricoul acela. Și am zis, Dumnezeu mă iubește, slăvi să fie Domnul. Și un polițist mai bătrân și a început să spună și ceva, am o mamă bătrână care și ea e credincioasă. Și așa este că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu unicat. Așa mi-a zis polițistul. Nu mi-e niciodată. I-a zis, aveți un Dumnezeu unicat! Aleluia. Biserica din Grefel, poarta cerului, frați scumpi, sfinți care au venit în casa de rugăciune. Noi avem un Dumnezeu Aleluia. Unicat. Aleluia. Avem un Dumnezeu viu. Avem un Dumnezeu drăguț. Glorie Domnului. Care spune, cheamă-mă ziua din casa lui. Să-L chem pe Domnul când ai probleme. Să-L chem pe Domnul când ești în disperare. Să nu stai degeaba, să te dai bătut, să cazi la pământ lipit. Să nu te dai bătut niciodată, că cineva te iubește. Slăviți să fie numele. Amin. Și cel care te iubește, știi cine e? E Iisus. Glorie e Lui. Cinste Lui. Fratele, bine, vă mulțumesc.